Școala Dimitrie Cantemir din Baia Mare a fost cuprinsă într-un proiect pilot la nivel național, iar prima săptămână, cea a competențelor, s-a desfășurat pentru o parte dintre elevi la Muzeul de Științe Astronomice din Baia Mare, cunoscut drept Planetariu. Cei mici au fost fascinați de vizită și ne-au împărtășit trăirile lor. Mi-a plăcut cel mai mult planetele, cum le-a arătat și le-a explicat și atât. Mi-a plăcut filmulețul cu toate planetele și toate stelele. Mi-a plăcut cel mai mult că era foarte interesant. A fost o zi mai specială de școală? Da. Și mai mult dintre planete ce ți-a plăcut? Mai mult Pământul. Unii dintre elevi au fost foarte încântați de soare, dar și de stele, iar la finalul vizitei încă mai discutau între ei despre filmele vizionate. Și să văd stelele, îmi doream atât de mult să le văd. Cum au fost stelele privite din Planetariu? Foarte frumos, deci eram foarte emoționată și foarte frumos. Semănau cu cele de pe cer? Așa, eu credeam că sunt ca și niște steluțe, dar de fapt erau bile. Planetele și galaxia. Și planetele de afară. Le-ai vizitat? Da. Și înăuntru cum ți s-a părut fiecare stea pe cer? Strălucitoare. Soarele luminează toată planeta. L-ai văzut și aici la Planetariu? Da. Și cea mai mare plăcere a ta care a fost aici? Să văd planetele, cum se mișcă și să le văd în fața ochilor mei. Mi-a plăcut cel mai mult să văd planetele și soarele strălucitoare în galaxia lor. Mie mi-a plăcut cel mai mult planeta Marte, pentru că este călduroasă. Mie îmi plac toate planetele. Mie mi-a plăcut toate planetele, fiindcă erau foarte frumoase. Mie mi-a plăcut toate planetele, deoarece le-am văzut în fața ochilor. Pământul, fiindcă pe acea planetă stau. Mie mi-a plăcut cel mai mult Marte și Saturn. Mie mi-a plăcut foarte mult Soarele și Marte. Mie mi-a plăcut cel mai mult Soarele când se învârtea în jurul planetei. Pentru cadrele didactice, dar și pentru reprezentanții Planetariului, astfel de experiențe sunt unice de fiecare dată, mai ales că toți copiii care trec pragul instituției își îmbogățesc astfel cunoștințele. Ne-am gândit la Planetariu tocmai pentru că este o perioadă destul de atipică și aici putem să intrăm într-un număr cât de cât redus, cu distanță. Da, facem parte dintr-un proiect pilot. Școala noastră este a șaptea ca și număr în organizarea acestui program. Majoritatea s-au simțit exact ca și sub cerul liber, sub volta înstelată, le-au plăcut planetele, am vizitat și parcul din jurul centrului. La noi, la Planetariu, copiii sunt incredibil de entuziaști și dornici de a ști mult mai multe despre lumea în care trăim și despre universul care ne înconjoară. Ei au beneficiat inițial de o prezentare cu aparatul optico-mecanic sau analogic cu CKP4, iar astăzi prima clasă a văzut prima contribuție a unui planetariu din România la realizarea unui full dome de planetariu, filmul Satellix, care ne vorbește despre impactul tehnologiilor spațiale în viața cotidiană. Cei mici spun că vor dori să revină și consideră că aceste ore sunt benefice, iar informațiile primite chiar o să-i ajute în viață. Astăzi au avut parte de program la Muzeul de Științe Astronomice peste 100 de elevi, grupați pe clase și respectând măsurile impuse de pandemia de coronavirus.